Titlul mesajului din această dimineață este consumator de programe sau implicat în slujire. Mă rog ca Dumnezeu să ne vorbească și în această dimineață și să ne ajute să fim credincioși care ne implicăm în slujire pentru înaintarea împărăției Dumnezeu, nu doar consumator de programe. Și o să citim din 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 10 la 11, care spune așa: ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Pentru că în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, ale căruia sunt slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Un om care îl primește pe Hristos în viața lui, se pocăiește și vrea să-L urmeze pe Dumnezeu, va căuta să facă ceva pentru Dumnezeu. Nu va fi doar un consumator de programe. Ce înseamnă să fii un consumator de programe? Înseamnă să fii acel creștin care vine doar la întâlnirile bisericii și în restul săptămânii nu face nimic pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Consumatorul de programe vine la biserică, la închinare, dar nu se închină. Doar comentează că închinarea a fost lălâie, că a greșit o notă la chitară sau la orgă. Consumatorul de programe vine și ascultă o predică, dar comentează mereu. A fost o predică slabă. Caută să găsească doar greșelile, ori de exprimare, ori greșelile în predică. Consumatorul de programe este acea persoană care este doar spectator în biserică. Vine ca la un spectacol. Să vadă ce frumos cântă grupul de laudă, ce frumos e aranjat aici. Vine, ce poate e o predică frumoasă și vine doar ca la un spectacol și el nu se implică cu nimic. Deci consumatorul de programe crede că este suficient programul de la biserică ca să fii creștin. E suficient dacă vin duminica, e suficient dacă vin joia sau eu știu când sunt întâlniri. În rest, nu trebuie să fac nimic. Așa gândește consumatorul de programe. Vreau să vă spun că nu trebuie să fim consumatori de programe. Când vii la biserică, la întâlnirea bisericii, ar trebui să te întrebi: eu ce aș putea oferi? Eu ce aș putea oferi? De aceea este foarte important să nu lipsești la întâlnirea bisericii. Poate că cineva are nevoie și de aceea e bine să fii cel puțin cu o jumătate de oră înainte de a începe întâlnirea bisericii. Poate cineva are nevoie să fie ascultat. Poate cineva are o nevoie ca tu să-l încurajezi. Poate că grupul de laude și închinare sau cei care slujesc în acea întâlnire au nevoie de rugăciune. Și poți să vii cu o jumătate de oră înainte și să te rogi pentru ei, să te rogi pentru prezența Domnului, pentru harul, har să fie. Atunci când vii la casa lui Dumnezeu, tu vii să oferi. Vii să oferi, vii să slujești. Deci tu nu vii doar să primești. Dumnezeu îți va da. Îți va da și cuvânt. Îți va da și o ocazie să te închini. Dar să nu uităm că noi când ne întâlnim, noi venim să oferim unul altuia ceva. Un cuvânt, poate. O încurajare. Deci să nu uităm că noi venim să oferim. Și să ne ajute Dumnezeu să avem această mentalitate. Noi venim și trebuie să ne implicăm în slujire. Fostul președinte al Statelor Unite, Calvin Coolidge, a spus: nimeni nu a fost vreodată onorat pentru ceea ce a primit. Onoarea a fost recompensa pentru ceea ce a dat. Potrivit Bibliei,
Fiecărui creștin i-a fost dat cel puțin un dar spiritual. Țineți minte pilda cu talanții. La fiecare i s-a dat măcar un dar. Măcar un dar. Dar trist este că cei mai mulți care se întorc la Hristos devin doar consumatori de programe fără să se implice deloc la înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu nu se uită la tine și zice nu are rost să-i dau lui dar, un dar spiritual sau daruri. Pentru că nu cred că o să poată să facă ceva. Niciodată nu va spune așa Dumnezeu. Spune, am încredere, îi voi da ceva și dacă îl voi vedea credincios, îi voi mai da mai mult să slujească. Deci să nu uităm că ai cel puțin un dar. Și nu înseamnă că fiecare creștin va fi un pastor. Nu fiecare când se întoarce la Hristos va intra în grupul de laudă. Dar vreau să vă spun că fiecare dintre noi are un loc de slujire în trupul lui Hristos. Fiecare, nu este nimeni care să nu aibă ceva de făcut pentru Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu. Dacă atunci când te întorci la Hristos, ai mentalitatea asta că trebuie să fac ceva pentru Hristos. Dumnezeu a pus daruri și talente în mine și abilități ca eu să le pun în slujba Evangheliei. Deci vreau să vă spun că talentul tău care l-ai spiritualizat este talent. Dacă Dumnezeu ți-a dat talentul de a cânta, tu trebuie să-i cânți lui Dumnezeu. Să cauți o oportunitate să-i slujești lui Dumnezeu. Să-i cânți lui Dumnezeu sau să înveți pe alții cum să cânte pentru Dumnezeu. Amin? Amin. Primul lucru care vreau să-l învățăm, în afară de ce am vorbit până acum, a fost că pentru a sluji cel mai bine în biserică, este important să descoperim care sunt darurile noastre spirituale. Trebuie să ne descoperim darurile spirituale. Și ce trebuie să faci ca să-ți descoperi chemarea sau și chemarea și darurile spirituale? Primul lucru este să te rogi. Apoi să te uiți, cum am zis, la calitățile pe care le-a pus Dumnezeu în tine. E bine să pornim de la ce știm să facem și nu de la ce nu știm. De exemplu, știi să butonezi pe calculator. Știi să butonezi pe calculator? Poate e nevoie la echipa media, la laptop, la, eu știu, te pricep la stație, să reglezi sunetul. Deci trebuie să vezi ce știi tu, da? Să pornim de la ce știm să facem. Poate tu știi doar să te rogi. Roagă-te! Al doilea lucru, uită-te unde este nevoia. Ca să-ți descoperi chemarea, uită-te unde este nevoia. Ce este nevoie de făcut în biserică? Și de multe ori ne descoperim chemarea și darurile slujind unde este nevoie. Și pe măsură ce slujim în diferite slujbe, descoperim la ce suntem buni și pentru ce avem inimă. Da? Deci, dacă ai inima de a sluji, vezi unde este nevoie și implică-te acolo. Și apoi pe parcurs Dumnezeu îți va descoperi care este chemarea ta. În al treilea rând, Domnul poate să te folosească într-o o lucrare pentru un timp și apoi să te folosească în altă lucrare. Chemarea ta, vreau să vă spun că poate fi observată de cei din jurul tău. Și poate să zică, măi, tu ești bun la lucrul acesta. Vreau să vă spun că de-a lungul anilor au venit mai multe persoane și mi-au zis, tu ai laică darul de învățător. A venit o persoană. Altă dată a venit altă persoană. Laică, tu ai darul de învățător. Tu ai inimă de păstor. Deci, cei din jurul tău vor veni și îți vor confirma că tu ai o chemare și că tu trebuie să slujești în acea chemare. Da? În ce activitate spirituală găsești cea mai mare împlinire? Observă ce slujire îți aduce bucurie și plăcere. Îți place să lucrezi cu copiii? Înseamnă că acolo ești potrivit. Îți place să-i întâmpini pe oameni și să le spui bun venit? Înseamnă că în echipa de bun venit trebuie să fii. Deci,
Și în al șaselea rând, ca să-ți descoperi chemarea, observă ce te roagă oamenii să faci și vei înțelege care este darul. Observă ce te roagă oamenii să faci la întâlnirile bisericii și atunci îți vei descoperi chemarea. Da? Dumnezeu să ne ajute. Și vreau să vă citesc Romani, capitolul 12, versetul 6-8, despre daruri spirituale. Câteva versete o să vă citesc să ne aducem aminte. Și spune așa: deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze pe măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Dar vreau să vă spun că toți suntem chemați la câte o slujbă. Cine învață pe alții să se țină de învățătură, cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare, cine dă să dea cu inimă largă, cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă, cine face milostenie să o facă cu bucurie. Și 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 4, spune: sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia, deși tu ești inclus, fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea Duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă cui? Fiecăruia în parte cum voiește. Și 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28, care spune așa: și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostol, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felul internet. Auzi de multe ori pe cineva care spune: eu n-am niciun dar. Mie nu mi-a dat nimic Dumnezeu. Nu știu ce să fac, eu nu știu ce să fac, eu n-am nimic. Altul spune: parcă mi-a dat ceva, dar nu știu cum să folosesc darurile astea. Cum am citit acolo, fiecăruia îi se dă. Fiecăruia. Să nu uiți că Dumnezeu ți-a dat cel puțin un dar. Să nu uiți, fă ceea ce știi de la început și apoi Dumnezeu te va crește și te va ajuta să slujești mai mult. În al doilea rând, vreau să vă spun că toți creștinii de pretutindeni trebuie să slujească pe Dumnezeu în biserica locală, biserica, și să caute ocazii de a sluji în afara zidurilor bisericii. Și acum o să vă dau exemple practice. Cum poți sluji în biserica locală? Poți să fii, să faci parte din grupul de laude și închinare. Să fii la instrumente, la voce. Poți să fii implicat în media, în filmări, sunetist, poze la laptop. Poți să fii implicat în administrarea paginii de Facebook a bisericii. Poți să vii să spui: eu vreau să administrez pagina. Arată-mi toate like-ul cum se face și eu vreau să slujesc aici. Poți să fii implicat în lucrarea cu copiii, în lucrarea cu tinerii. În echipa de bun venit, echipa welcome. Când vine cineva nou sau când vine cineva, să-l salut și spui: bine ai venit, ne bucurăm că ești astăzi prezent cu noi. Da? Poți să fii implicat în îngrijirea clădirii și a terenului bisericii. Curățenie, să tai iarba. A povestit o dată un pastor la o conferință că a venit odată la el cineva din biserică și a zis: frate pastor, eu nu mă pricep să vorbesc, nu mă pricep prea multe să spun, dar dați-mi voie ca eu să-mi fac o mică echipă cu 2-3 oameni și noi să răspundem de curățenia bisericii. Și vreau să vă spun, spunea acel pastor, că întotdeauna era o curățenie desăvârșită. Pentru că Dumnezeu i-a pus omului aceluia, i-a pus pe inimă ca el să răspundă de curățenia bisericii. Și și-a făcut o echipă de 2-3 oameni
și a făcut o treabă bună pentru gloria lui Dumnezeu. Poate că nu a fost o slujire care s-a văzut în față, dar a fost o slujire pe care Dumnezeu a primit-o și care era nevoie în acea biserică locală. Poate că poți să te implici în asigurarea de transport a unor copii sau unor persoane de la biserică și de acasă la biserică și de la biserică acasă. Ai mașină și ești singur. Sau mai ai locuri. Poți să aduc și eu pe cineva la biserică. Da? În lucrarea socială poți să te implici, în secretariat, în rugăciune. Poți să te rogi ca oamenii să se întoarcă la Hristos. Poți să faci o listă de rugăciune cu toți cei care vin în biserică și încă nu s-au întors la Hristos. Sau pentru, să te rogi pentru cei care slujesc. Poți să fii implicat în rugăciune. Slujirea bisericii poate îmbrăca diverse forme și în afara zidurilor. Și vreau să vă dau și aici câteva exemple. De ce vă dau aceste exemple? Nu pentru că nu le-ați practica sau nu le știți. Multe le știți, dar doar să ne aducem aminte ce putem face, practic, pentru a sluji lui Dumnezeu ca și creștini. Poți să stai cu copiii unei familii pentru a le oferi o seară liberă. Poate o familie tânără și are copii mici și poți să te oferi. Stau eu cu copiii, mergeți și relaxați-vă. Poți să pregătești o mâncare pentru o familie lovită de boală. De exemplu, trece cineva prin COVID. Da? Și să îi pregătești o mâncare. Eu vreau să vă spun că am fost foarte uimit, plăcut, sau cum să zic, impresionat, sau Dumnezeu m-a atins în mod deosebit în perioada în care am fost în izolare, când două familii au venit cu mâncare la ușa mea. Nu vreau să le dau numele, dar eu le-am considerat îngerii lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu i-a trimis. Deci poți să faci o treabă ca aceasta. Poți să ajungi la spartul lemnelor unei familii. Poți să faci o vizită unei femei, unei sore văduve sau unei persoane care e în vârstă și nu are cine să o ajute. Poți să suni de pe mobil să încurajezi pe cineva, să-i trimiți un mesaj de încurajare. Poți să-i scrii pe Messenger, să-l încurajezi niște versete, mai ales dacă trece prin COVID sau prin altă boală. Poți să te rogi, cum am zis, poți să te rogi pentru ca Dumnezeu să atingă inimile care vor fi prezenți, celor care vor fi prezenți la întâlnirea bisericii. Poți să te rogi pentru conducerea bisericii și pentru cei din biserică care au nevoie. Roagă-te ca oamenii să fie schimbați și să devină mai spirituali. Poți consilia pe cineva care are nevoie. Poți să faci vizite la bolnavi din spitale, dar nu cred că în perioada asta. Și mi-aduc aminte de un exemplu. În biserica din Brezoi mi-a povestit cuscul meu că în fiecare duminică, după biserică, făcea o strângere de alimente și se ducea cineva la spital și dădeau la oameni și cu câte un nou testament. Și asta este o lucrare, în afara zidurilor. Poți să dăruiești Biblii. Poți să cumperi cărți creștine și să le dăruiești. Poți mentora pe cineva. Mulți tineri de astăzi cresc fără a avea modele și fără a avea cine să-i mentoreze. Găsește-ți poate un tânăr în biserica ta și cu îndrumarea păstorului și permisiunea părinților și investește în viața lui. Poți invita oameni la biserică. Poate că nu știi prea mult să explici din Biblie. Poate n-ai darul vorbirii. Dacă ai darul vorbirii, vorbește despre Dumnezeu la alții. Dar poți să-i inviți pe oameni la biserică și poți să le spui, știu o biserică unde este predicat Cuvântul Lui Dumnezeu, unde este o închinare așa de faină. Nu vrei să fii și tu duminica aceasta? Mi-aduc aminte că am citit că într-o biserică, jumătate din biserică, erau oameni pe care i-am invitat o bătrânică. Când au fost întrebați cine te-a invitat pentru prima dată în biserică, și a zis, sora aceea mai în vârstă. Deci o singură persoană bătrânică, jumătate din biserică era, a invitat. Deci poate ai darul ăsta doar să-i inviți. Trebuie să înțelegem că slujirea lui Dumnezeu este o treabă de 24 de ore, nu doar de câteva ore duminica.
Poate poți să ajungi la... când se pregătește un eveniment, ținem o conferință, e ceva, un botez sau ceva, e nevoie de pregătire și poți să te oferi. Vreau și eu să ajut cu ceva ca să pregătim evenimentul acesta. Vreau să vă spun al treilea lucru. Întotdeauna există mai multe nevoi decât lucrători doritori. Întotdeauna într-o biserică vor exista mai multe nevoi decât lucrători care doresc să slujească. Lucrul acesta a fost adevărat în zilele lui Hristos și e valabil încă în ziua de astăzi. Dar vreau să vă spun că de la evangelizarea comunității la care toți creștinii suntem chemați, sunteți de acord că toți suntem chemați să spunem la alții despre Hristos, da? Este porunca Domnului. Da? Până la curățenia în biserică există întotdeauna o mulțime de lucru de făcut pentru împărăția lui Dumnezeu. De multe ori poate nu știi ce să faci și e bine să întrebi pe cei din conducerea bisericii despre nevoile din biserică. Te duci la pastorul Mitru și îl întrebi, cu ce aș putea să slujesc eu? Ce aș putea să fac? Ce aș putea să ajut pentru înaintarea împărăției? Poartă o discuție cu păstorul tău cu privire la felul în care ai putea să te implici. Totul este să ai inimă, să dorești să faci ceva. Da? Dumnezeu nu vrea să fim doar consumator de programe, ci vrea ca fiecare dintre noi să ne implicăm. Al patrulea lucru care vreau să-l învățăm în această dimineață este că Dumnezeu îți încredințează mai întâi lucruri mici și apoi îți va da lucruri mari. Luca 16:10 spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele mai mari. Vreau să vă spun că după ce am intrat în misiunea Hristos pentru Oltenia și am mers în prima tabără, m-am gândit și inima mea era să le predic la tine despre Hristos. Să le predic Evanghelia la tine. Asta era gândul meu. Zic, în tabără o să predic Evanghelia. Asta îmi doream și asta era inima mea. Și păstorul când a împărțit slujirile a zis, Laico, tu te ocupi de WC-uri în tabăra aceasta. Tu ești responsabil cu WC-urile. Și zic, Doamne, dacă asta vrei, înseamnă că în tabăra aceasta, asta voi face. Și mi-am făcut responsabilitatea cu dăruire și am făcut tot ce trebuia. Au trecut ani și până la urmă am ajuns să predic și Evanghelia la tine. Dar vreau să zic că Dumnezeu mai întâi se încredințează lucruri mici. Să vadă dacă ești credincios în acelea și apoi îți va încredința lucruri mai mari. Și mi-aduc aminte când era fratele Nelu, Văcaru. Și eram la început de credință și îmi spunea, frate Laico, haide să dai și tu un îndemn. Și dădeam un îndemn de 5 minute. Acolo, mă pregăteam pentru 5 minute. Și apoi cu ani am ajuns să predic. Să-mi zică fratele Nelu, să zică Laico, azi vei predica. Dar am fost credincios pentru alea 5 minute la început. Și m-am implicat și am căutat să mă perfecționez. Dacă ai darul cântării și nu exersezi, trebuie să exersezi, să progresezi, să fii mai bun decât anul trecut. Da? Formațiile de muzică laice, când pregătesc să cânte la un concert, ei câte 5-6 ore pe zi repetă ca să cânte profesionist. Noi, într-adevăr, cântăm prin har și cu ungere și căutăm ungerea, dar vreau să spun că dacă ai început de la un anumit nivel, trebuie să cauți să te perfecționezi, trebuie să cauți să crești, să înflăcărezi darul ăla care ți l-a dat Dumnezeu. De multe ori vreau să vă spun că pentru o predică de duminică lucrez câte 3-4 ore zilnic pe săptămână. Trebuie să lucrezi, trebuie să înflăcărezi ce ți-a dat Dumnezeu. Nu va veni neapărat așa, câteodată îți dă Dumnezeu și e har Dumnezeu. Și unii sunt înzestrați așa și îi binecuvântesc și e har Dumnezeu. Și Dumnezeu îi folosește într-un mod extraordinar. Dar la mine, eu am observat că trebuie să lucrez. Trebuie să lucrez înaintea Domnului. Să primesc inspirație și apoi să lucrez.
Totul trebuie înflăcărat, totul trebuie îmbunătățit prin muncă. 2 Timotei 1:6 spune așa, de aceea îți aduc aminte să înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinii mele. Ce faci tu ca să înflăcărezi darul care ți l-a dat Dumnezeu? Ce faci tu să îmbunătățești ce ți-a dat ție Dumnezeu? Da? Dacă ai învățat la chitară, ai început la chitară și știi decât 3 acorduri, păi peste o lună, peste 5, tu trebuie să știi toată gama. Și la anul trebuie să știi să cânți, fără să te mai uiți pe note, să le visezi. Trebuie să te perfecționezi cu ce ți-a dat Dumnezeu. Vreau să vă spun o ilustrație. Martha Berry a fost o femeie simplă în Statele Unite și a avut un vis să facă o școală pentru copii săraci care nu puteau să meargă la școală. Și gândul ei a fost să facă o școală frumoasă în care să învețe ea fără bani pe copii. Și ea a zis, dacă am ce mânca și am ce îmbrăca, slavă Domnului. Și știți ce a făcut? S-a dus la marele industriaș Ford, care a făcut mașinile Ford. Și femeia i-a împărtășit viziunea ei și Ford, știți ce a făcut? I-a dăruit $1. Femeia nu a zis nimic, s-a dus și a cumpărat cu ea niște semințe de ceapă, varză, de legume și acasă a avut o grădină mică și a pus în pământ semințele. Apoi a vândut tot ce a recoltat. Și cu banii strânși a cumpărat alte semințe și le-a plantat din nou. Și peste 4 ani, cu banii strânși, a cumpărat o bucată de pământ mai mare. După 8 ani de zile și-a cumpărat o școală veche părăginită pe care a renovat-o cum a putut din tot ce a câștigat din legumicultură. După 9 ani de zile, cu școala achitată și zugrăvită, s-a dus din nou la Ford și a arătat ce a făcut cu dolarul pe care l-a primit. Când a văzut omul acesta școala pe care a renovat-o, pe care a cumpărat-o și a achitat-o, și a zis, cu un dolar ai făcut toate astea? Și zis, da. Bine, ține $1,000,000 și vezi ce mai poți face cu ei. Și în SUA sunt aproximativ 200 de școli acum, care poartă numele Berry. Vedeți? Totul a pornit de la o viziune pe care a avut-o să-L slujească pe Dumnezeu. Și nu a început cu mult. $1 pe care l-a investit. Și vreau să zic că poate nu ai multe acum. Dar Dumnezeu cu ce ai îți va da și te va binecuvânta. Totul e să ai inimă și dragoste să slujești. Al cincilea lucru care vreau să-L învățăm în această dimineață este că atunci când îl slujim pe Dumnezeu și îi slujim pe alții, să facem acest lucru într-un duh de umilință și dragoste frățească. Să nu-l facem din mândrie. Să nu-l facem din mândrie. Fiecare membru al bisericii trebuie să slujească împărăției și trebuie să-și amintească că mai mult decât să-i slujești pe alții, trebuie să-i iubești. Mai mult decât a sluji, trebuie să iubești pe oameni. Și aceasta atinge. Dar dacă și slujești și iubești, este un lucru minunat. Galateni 5:13, ultima parte a versetului, spune: slujiți-vă unii altora în dragoste. Ultima parte a versetului. Slujiți-vă unii altora în dragoste. Vedeți? Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă lucrul acesta. 1 Cronici 28:9 și spune așa: și tu, fiule Solomon, cunoaște pe Dumnezeu tatăl tău și slujește-i cu toată inima. Vreau să spun o întrebare. Cum îi slujești tu lui Dumnezeu cu toată inima? Cu toată dragostea? Și încă un verset care spune în Filipeni 2:3: nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șarte, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Să slujești cu smerenie.
să slujești cu dragoste, să slujești din toată inima, să slujești cu smerenie. Hudson Taylor, misionar foarte cunoscut în China, a fost programat să vorbească la o biserică mare din Melbourne, Australia. Și moderatorul slujbei l-a prezentat pe misionar în termeni strălucitori și elevenți. Și l-a povestit bisericii tot ce a făcut Taylor în China. Și apoi l-a prezentat drept oaspetele nostru celebru. Taylor a stat liniștit în bancă, apoi când a fost invitat în față să spună, a zis așa: dragi prieteni, eu sunt micul slujitor al unui maestru celebru. Eu sunt micul slujitor al unui maestru celebru, care-i Dumnezeu. Noi suntem micii slujitori. Micii slujitori al celui mai celebru maestru, Dumnezeu. Trebuie să rămânem smeriți. Atunci când slujim și atunci când avem poate succes într-o lucrare, să rămânem smeriți. Să slujim cu dragoste. Mi-a zis o dată un băiat care a venit la noi în biserică și care mai fusese și în alte biserici. Și am zis, ce ai găsit diferit în biserica noastră de ai ales să vii la noi și nu te-ai mai dus în altă biserică? Și el mi-a spus așa, aici am găsit dragoste. Aici am simțit dragostea voastră și acceptarea voastră. Aici am găsit dragoste. Deci vreau să vă spun că Dumnezeu vrea să nu fie un consumator doar de programe, un iubit ascultător, un spectator, ci vrea să fii implicat și să fim implicați cu toții pentru înaintarea Împărăției Lui Dumnezeu. Vreau să vă spun un lucru. Mulți încep viața de credință implicați puternic în slujire și peste mulți ani devin doar consumatori de programe. Ați văzut așa ceva? Oameni creștini care au început bine și apoi au devenit doar consumatori de programe. Mulți încep de la începutul vieții de credință doar ca și consumatori de programe și mai departe tot așa merg ca și consumatori de programe. Dar vreau să spun, dacă ai început ca și consumator și până acum ai fost doar consumator de programe și astăzi Dumnezeu ți-a vorbit, ai putea să devii de astăzi o persoană implicată în slujirea Împărăției Lui Dumnezeu. Ți-aduc aminte că nu există nimeni care să nu aibă ceva de făcut pentru Împărăția Lui Dumnezeu. Trebuie doar să începi de la ceva să faci. Trebuie să faci ceva. Poate o să spui, eu nu pot să mă deplasez. Ai telefon, poți să suni pe cineva, să încurajezi pe cineva. Să trimiți un mesaj, un verset. Se poate face. Poți să te rogi. Nu te împiedică nimeni să te rogi de acasă. Poți să te rogi. Sunt atâtea slujiri pe care poți să le faci. Vreau să spun că slujirea este partea uceniciei în acțiune. Slujirea înseamnă ucenicie în acțiune. Slujirea te ține pe cale. Slujind pe alții, rămâi conectat cu Marele Împărat. Slujind pe alții, ai șanse mari să-ți încheie alergarea lângă Dumnezeu. Rămânând doar un consumator de programe, ai șansele ca în moment dat să fii nemulțumit că s-a uitat o soră mai urât la tine și să nu mai vii la biserică. Ai șanse să nu mai vii că ți s-a părut nu știu ce, că era aerul condiționat prea tare. Sau, înțelegeți? Slujirea face parte din identitatea noastră ca urmașii lui Hristos. Dacă îi aparții lui Hristos și Hristos este Domnul tău, vei sluji pentru că și Domnul tău a slujit. Și asta ne-a învățat. Trebuie să slujim cu toții. Trebuie să slujim pentru că Domnul nostru a slujit. Și slujirea, vreau să vă mai spun un lucru. Slujirea expune zone ale caracterului nostru care necesită modelare și slujire. Atunci când slujești,
Dumnezeu îți modelează caracterul tău. Ți-l șlefuiește. Înțelegi? Avantajele slujirii. Dacă ești doar un iubit ascultător și nu vorbești cu nimeni, dacă nu vii și tu cu 10 minute măcar înainte de biserică să poți oferi cuiva un cuvânt, o mângâiere, Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Pentru că El nu dorește doar oameni care, doar spectatori. Vrea să fim cu toți implicați în slujire. Slujirea ne învață să iubim pe alții cu adevărat. Slujirea ne învață să iubim pe alții cu adevărat. Este foarte ușor să slujești pe cei care iubești. Dar este mult mai greu să-i slujești pe aceia care se poartă ca și vrăjmașii ai tăi. Dar îți dacă poți să vii să mă ajuți. Dar slujirea ne învață să iubim pe alții cu adevărat. Aș vrea să te gândești. Ce ești tu în ziua de azi? Un creștin implicat în slujire? Sau ești un consumator de programe? Crezi că Dumnezeu vrea să te motiveze de azi încolo? Crezi că vrea mai mult de la tine? Să te implici mai mult în slujire? Ca să înainteze împărăția Lui, împărăția Tatălui. Într-un orășel mic și prăfuit din vestul Oklahomei, într-o zi de noiembrie, o tânără mamă singură se străduia să supraviețuiască. Ea lucra la un magazin local și abia câștiga suficient pentru a se descurca. Și după muncă avea grijă de copilul ei mic și ajuta și o rudă în vârstă care locuia în acel oraș, făcând ocazional comisioane și cumpărându-i alimente. Se apropia ziua recunoștinței. Și tânăra mama a simțit nevoia să-i ajute pe alții. Și a avut o dorință așa de puternică în inima ei și a sunat la diferite organizații de caritate locale să se ofere ca voluntar. Și în cele din urmă a găsit o cauză pentru care a putut să dea din timpul ei. Un azil de bătrâni din apropiere avea nevoie de cineva care să coafeze părul celor din azil, femeilor care erau în azil. După multe certuri cu șeful ei, care n-a vrut să-i permită să se ofere voluntară, ea a biruit și a pornit în dimineața de ziua recunoștinței la azilul de bătrâni. Pe holul din afara camerei în care le aranja părul era plin de bunicuțe. Unele erau în scaun cu rotil, altele pe pat, le-au adus cu patul. Era plin și stăteau la rând ca această femeie să le aranjeze părul, pentru că veneau în vizită poate copiilor, veneau cineva în vizită, poate că nu venea nimeni, dar vroiau în ziua aceea să aibă și ele aranja părul. Cei mai mulți n-au vorbit cu această femeie. Ea le aranja părul ca să arate frumos, pentru că era o zi specială. Și cu doar câteva ore din timpul ei, ea a înseninat multe vieți, dând din timpul și talentul ei. Întrebată mai târziu, de ce a fost dispusă să treacă prin atât de multe pentru a sluji, ea a răspuns. Trebuia doar să ofer ceva. I-am făcut fericiți pe acei bătrâni în ziua aceea. Asta a făcut diferența. Am vrut să ofer ceva. Am vrut să-i fac fericiți. Când slujești lui Dumnezeu, tu faci fericit pe cineva. Tu binecuvântezi pe cineva. Dumnezeu se bucură când tu ai pe inimă și te lupți ca să faci ceva. Când tu excelezi să faci ceva pentru Dumnezeu. Când pui negos talentul tău, talentul tău. Talentul tău care spiritualizezi și folosești pentru Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare și să facem o rugăciune. Și să-i spunem lui Dumnezeu așa.
Doamne, eu nu vreau niciodată să fiu doar un consumator de programe, Doamne. Eu niciodată nu vreau să fiu un consumator doar de programe. Eu vreau să fiu implicat, Doamne, în slujire pentru înaintarea Împărăției Tale. Și știu, Doamne, că mi-ai dat dar, mi-ai dat chemare. Mi-ai dat talente, Doamne. Vreau să Te slujesc. Poate că nu a fost pentru Tine acest mesaj. Poate că Tu slujești și ești implicat. Dar vreau să spun că inima lui Dumnezeu este aceasta. Să slujești cu dragoste, cu smerenie, să slujești din toată inima. Și nu uita că dacă ți-a încredințat puțin acolo, El îți va da mai mult. Asta este Dumnezeul nostru. De asta ne-am întors la Hristos. Nu să ne bucurăm doar, sunt mântuit și e foarte bine. Dumnezeu vrea ca tu și eu să slujim. Să facem pe alții mai fericiți. Să binecuvântăm pe alții. Asta face diferența între noi și ceilalți care nu sunt credincioși cu adevărat. Dar trebuie să facem o diferență între noi și ceilalți. Să slujim cu dragoste. Doamne, nu vreau să fiu doar un consumator de programe. Vreau să Te slujesc toată viața mea. Ajută-mă și dă-mi putere pentru acest lucru. Amin.